Avocatul poporului reacționează la scandalul declanat de omul de afaceri Liviu Luca. Solicită CETRE penitenciarul Ploiești, Ministerul Justiției. Avocatul poporului a adresat o recomandare conducerii penitenciarului Ploiești, în care îi solicit să dispun măsurile legale pentru relocarea unor deinui la unități penitenciare similare, concomitent cu sporirea numărului de gardieni pentru a acoperi necesarul de activități specifice, paz, escort etc., fie prin detaarea temporar de la alte penitenciare, fie prin demararea procedurilor de angajare în sistem. Aceea solicitare a fost adresată Ministrului Justiției. Recomandarea este urmarea sesizării din oficiul anchetei efectuate de Avocatul Poporului, după apariția în presa unor relaturi conform cerora mai mulți deinui din penitenciarul Ploiești ar fi fost inui dezbrăcai pe un hol de acces, cu ocazia unei percheziții care ar fi avut loc în celula în care acetia erau cazai. Din acest motiv, Liviu Luca, unul dintre deinui, care i-ar fi exprimat anterior nemulumirea față de condiile din penitenciar, ar fi intrat în refuz de hran. În contextul în care, în cauz, a existat suspiciunea înclecerii articolul 22 din Constituția României privind dreptul la viață și la integritate fizică și psihică, Avocatul Poporului a efectuat o anchetă în penitenciarul Ploiești. În urma anchetei a reiat faptul ce încperea, în care este deinut Liviu Luca, împreună cu încă 3 persoane, este în suprafa de 11 MPI nu respect dispozițiile legale. În ziua de 22 martie 2018, în camera în care erau custodiate 4 persoane la o suprafa de 11 MPI, a fost adus un pat nou încă un deinut. Acesta, din informațiile celor audiai, se plângea de lipsa de aer deschide a fereastra încăperii, motiv pentru care locatarii camerei au recit. Deinutul Liviu Luca a sesizat situația efului de sechie și a formulat o plângere la judectorul de supraveghere pe aceste aspecte. Totodată a anunțat ce va intra în refuz de hran până la soluționarea problemei asigurării condiilor de detenție. În data de 23 martie 2018, persoanele custodiate în camera sus menționat au fost anunțate ce se efectuează o percheziție, ei au fost invitate pe hol. Percheziția a fost efectuată de CETRE persoane de acelea sublinierei sex cu deținucii percheziționaci sublinierei în condiții în care să nu fie afectat demnitatea deținucilor. Des subliniere urarea percheziției corporale a muncite s-a realizat cu respectarea dreptului persoanei percheziționate la viața intimă. Nu au fost percheziționate cavitățile corporale ale deținucilor. Persoanele custodiate s-au plâns de faptul ce percheziția a fost făcută pe hol, după un frigider și un paravan, în camera în care sunt amplasate frigiderele cu hrana personală a deinuilor. În plus, deinutul Liviu Luca a anunțat imediat după percheziție, ce va intra în refuz de hrană,
urmare a faptului ce obiectele personale au fost aruncate pe jos, ce s-a considerat umilit față de faptul ce a fost obligat să se dezbrace complet, spre deosebire de ceilalți deinui supui acestei examinări fizice externe. Data de 25 martie 2018, deinutul a fost mutat la infirmerie, unde a fost examinat periodic de medic, iar în 26 martie 2018, în urma unei discuții cu directorul penitenciarului și judectorul de supraveghere, discuție pe care a apreciat-o ca fiind civilizat, s-a convenit asupra ieirii din refuzul de hrană. Ia conducerii penitenciarului a fost în sensul ce atât percheziia, cât și procedura legată de refuzul de hrană au fost soluționate cu respectarea normelor legale în materie. În urma anchetei efectuate, avocatul poporului a constatat ce, la 27 martie 2018, populația custodiat era de 430 de persoane la o capacitate legală de 259 de locuri, înregistrând o depire cu 66, în timp ce efectivele de pazale penitenciarului Ploietii se compuneau dintr-un număr de 209 cadre, față de o schemă de personal care reclame existența unui număr de 244 de cadre. Drept urmare, avocatul poporului a concluzionat faptul că gradul de ocupare al penitenciarului Ploiești este cu mult peste numărul de locuri prevăzute de schemă, în timp ce numărul de gardieni este mai mic față de schema de personal, motiv pentru care a fost emis recomandarea sus menționat, ce poate fi consultat pe site-ul instituției, la secțiunea recomandări 2018.